Alo? Ce faci, mamă? E bun. Auzi, vezi că vin acasă de Crăciun cu Anisia. Bine. Bine, vă aștept. Bine, bine. Ha, ceau. Hai, ne vedem. Pa, pa. Uf, 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 că iar vine cu sclifosăta asta de la oraș. Nu știu ce să mai zic. Eu am atâta treabă și bine să mă încurc și mai mult mă încurcă. Nu știu, deși, dar n-ar pune mâna să mă ajute și pe mine o leacă. Bună ziua, bună ziua, ce mai faceți? Ce mai faci și voi, copii? Ia. Ei, ce să facem? Cu treabă pe la oraș, vă dați seama, e foarte multă muncă în ultima vreme, mai ales băiatul dumneavoastră a muncit foarte mult. Dar are și o femeie care să-l coboare, să-l ridice. Da, dar de ce, drag? De ce? Ești liftier cumva? Și el și umbli cumva beat? Sau de ce trebuie să ridici să-l cobori? Nu, doamnă, nu sunt liftier acum. Sunt mult mai mult de atât. Sunt influencer. Ce ești? Influență? Influencer. A, adică și sufli în fluier? Cum e șobanul și ala de la noi din sac care suflă în fluier toată ziua? Hai să zicem că și eu în vârtoile după cum fluier. Ce anume faci tu mai exact? Că eu n-am înțeles nimic. Fac un fel de reclamă. Unboxing se numește. Adică? Cum să vă explic? Mie îmi dau produse, iar eu le despachetez. Păi da, că doar n-ai să-l folosești din cutie. Ca după aia să pun postare. Și eu fac din asta. Postare mai țin și eu mult. Nu, doamnă, eu despachetez produse, le laud produsul și după care îi dau bani. Păi dacă chiar ești așa de bună la despachetat, eu îți dau ceva din pachetat. Păi și ce anume ați vrea? Păi să-mi faci și nivou 300 de sarmale. Boxing la sarmale, adică. A, păi nu pot face asta, doamnă, eu sunt persoană publică. Păi dar și eu sunt persoană publică. Eu la toată lumea fac sarmale în sat. Și stră bunica mea, știi ce a fost în sat? Ce? Sarmacistă. Sarmacistă? Da, sarmacistă. Venea lumea la ea și cânta. Sarmacia inimii Elena. Veneau cu rețeta la sarmacii și primeau sarmale compensate. Wow! Așa de bune erau sarmalele alea. Dacă mâncai, uitai de toate. Erau pentru tot felul de cazuri. Cu varză murată pentru cei mari muri. Erau cu frunză de viță și cu crupie pentru cei care mai țineau post sau așa. Și dacă erai sărac și n-aveai bani, mâncai exact perișoară. Și pe vremea comunismului, când carnea se găsă greu, bunica era un fel de combinatoare, așa, știi? Avea un dealer. Era așa, la mai țepar, așa, știi? În loc de un kilogram, îi dădea cam 0,800 de grame. Și rulau sau urmaua, după ce o plasau de la unul la altul, așa. Mestecă, mestecă, ține, ține, înghite și, bă, și bună-i carnea asta. Și așa că ia să văd eu, draga mea, dacă poți să și neam de sarmacist. Vreți să vă arăt că poți să le rulezi pe toate în jumătate de ore? Dar cum? Internetul. Bine, băi, hai, să văd cât te descurci. E? Ce spuneți? Ai făcut? Bravo! Păi da, normal! V-am zis că internetul? Bravo, drag, îmi place. Bine, mă, fată, dacă tot ești așa descurcăreață, nu mă ajut să fac și voi 50 de cozonași? Că nu știu dacă ți-am zis că bunica din partea celantă...